Uneață, pe numele său real Ion Panică, este unul din cei mai cunoscuți barbugii ai României. Poreclite regele barbutului, se zvonește că Uneață a jucat sume uriașe la zaruri chiar cu Gigi Becali, Giovanni Becali sau Victor Pițurcă. Dar nimic nu se compară cu ultima ispravă. Barbugiul a pariat chiar pe cavoul familiei. Am venit astăzi să vorbim cu domnul Uneață, unul dintre cei mai mari barbugii din România sau poate din Europa. O să ne spună dânsul mai multe, ne aflăm într-un cimitir pentru că... O să aflați imediat chiar de la dânsul cel mai bine. Bună ziua, ce faceți? Sărut mâinile. Îmi plâng cavou. O să aflăm o poveste interesantă astăzi despre cavou, pentru că nu degeaba am venit în cimitir. Dezvăluiți-ne dumneavoastră, ce e cu cavoul acesta? Cavoul acesta l-am lăsat semn, adică amanetă. Este un cavou care valorează cât? Cât v-a costat pe dumneavoastră acest cavou? Până în 80.000 de euro. 80.000 de euro, atât valorează acest cavou? Da, și l-am lăsat semn în 6.000. L-ați amanetat, cu alte cuvinte? Da, în limba voastră, amanetat. L-ați amanetat cu 6.000 de euro. L-ați lăsat amanet în cadrul unui joc de barbut sau așa pur și simplu? Nu l-am lăsat pentru femei, l-am lăsat pentru joc. Nu, adică l-ați pierdut cumva la joc? Da, am jucat. Sunt într-o situație puțin mai disperată. Toți prietenii mei, fiind și fin și naș și cu metri, m-au uitat când au ajuns sus și m-au lăsat să las și cavou. Erați pe vremuri foarte recunoscut ca și jucător de barbut și ați jucat barbut cu persoane importante, da? O să dăm și numele la persoanele importante, dacă nu mi-a cât un mort acasă. Și ce s-a întâmplat, domnul Uneață? Nu mai jucați barbut în ziua de azi? Nu se mai câștigă bine din barbut? Ba da, dar nu mai avem bani. Deci nu mai au românii bani. Deci am lăsat și casa, am lăsat și... Mai vă duc acum la o vilă care o am aici. Chiar în spatele cimitirului mi-am făcut vilă din cauza la părintele care l-am aici îngropat. Din cauza lui mi-am făcut și vilă. În spatele cimitirului. În cavoul familiei sunt îngropați părinții lui Uneață, dar și alte rude apropiate. Iar în cazul în care regele barbutului nu-l poate răscumpăra, acesta trebuie să-și dezgroape morții. O să trebuiască cumva să vă... Nu știu... Să-i scot. Să-i scoateți, da. Și n-am puțin, am șase, nu. Și v-a spus această problemă, dacă, Doamne ferește, nu o să aveți bani în perioada următoare, nu știu, aveți un termen limită până când trebuie să-i dați banii, crește această sumă? Nu crește, pentru că ne cunoaștem, nu dau numele la cine am și cum am, că au avut niște oameni buni pentru mine, dar de crescut nu mai crește, dar trebuie să-i scot. Dacă nu-i scot, trebuie să-i eliberez de aici. Dar cum v-a venit această idee? Cred că toată lumea vrea să știe. Da, toată lumea vrea să știe. Când ai într-o situație puțin dificilă, nu mai te gândești. Eu nu m-am gândit, eram beat. Ați pus cavoul la bătaie. Asta e cuvântul, da? Și știe și jucătorii ceilalți care au jucat cu mine cât de răi sunt eu, că și ei tot răiți au fost. Și de-a lungul timpului, ce altceva v-ați mai, ați mai pus la bătaie așa de dragul jocului? Casele. Casele, mai multe case. Mai multe, că am avut și mai multe. Le-ați pierdut? Le-ați și pierdut din ele sau? Am pierdut mai am una. O pierd și pe asta. Dar ați și câștigat de-a lungul timpului, foarte da? Mulți bani, păi de unde le-am făcut tot din jocul de noi. Deci casele am pierdut, mașinile am pierdut. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat? Dacă faceți așa o balanță acum, după ani și ani. Mai mult am câștigat. Mult ați câștigat. Și toți banii mi-au luat lăutari. Ați crescut mulți dintre ei, ați inventat mulți dintre maneliștii din ziua de astăzi, da? Am foarte mult și asta urmează în altă emisiune, să zic, de maneliștii noștri frumoși și adevărați. Spuneți-ne măcar așa câteva nume, că pe mine una m-a făcut curioasă. Acum poate vor să afle și telespectatorii. Ce maneliști ați crescut de mici? Jean de la Crăve, în finul. Este finul dumneavoastră? Da. Și care este relația cu el în momentul de față? Îl iubesc foarte mult, e foarte corect. Mi-a adus, că la noi e o tradiție, de s-a dus și curcan la un an sau când curcan... Mi-a adus până într-un timp. De când am început să fie la televiziune, a uitat să-mi aduc curcanul. Asta de când? De câțiva ani încoace? Sau... De când? E de mult pe TV. Na, de când a început pe TV, a uitat de curcan, finul meu Jean. Îl iubesc foarte mult. Ați ajutat foarte multe persoane și vorbim despre nume grele, persoane publice. În afară de Jean de la Craiova, poate îmi spuneți dumneavoastră ce alți maneliști? Mai mulți maneliști, dintre care și copilul minune, ăla e viața mea.
Da, bursuc, alții, mai mulți, mai mulți. Îi iubesc pentru că mă respectă ei foarte mult. Pentru fraților de aici, de rogoșii,